seara, la mulți ani. În primul rând sunt mândru că sunt oltean. Corect. Pentru că dacă n-aș fi mândru, tot oltean aș fi. Așa că mai bine să fiu mândru. Radule, vezi că ai dat mișana aia de 5 vedre acolo. Ai grijă ce spui. Gura bețivilor. Adevăr grăiește. Sunt mândru de Oltenia pentru că aici a început renașterea. Renașterea este un curent literar care, prin aplicarea în practică, provine din oltenescul mai dă-te în măta. Se spune că oltenii sunt săraci, dar există o explicație istorică. Prin Oltenia treceau turcii Dunărea mereu și nu că puteau să tragă și prin altă parte, dar în oltencile dădeau recenzii bune. Dacă n-ați observat, noi oltenii suntem mai turciuri la față, așa? Suntem atât de zgârciți, încât înainte de a pleca la București, ne antrenăm la limbo să intrăm gratis la metrou. Olteanul când se duce la pescuit, pescuiește cu acul gol, pentru că are o filozofie. Te drecu de pește, de ce să spune ție mămăligă? Tu mi-ai dat mie mămăligă vreodată? E corect, nu? Oltenii sunt foarte săraci. Ai mei puneau un ou în tigaie, puneau un geam peste tigaie și întingeam cu mămăligă așa săptămâni întregi. Și după ce ne săturam de mămăligă, luam geamul, scoteam oul, puneam înapoi în cuibar. Olteanul e foarte zgârcit. Când își cumpără pantofi, un an de zile merge cu ei fără să-i scoate din cutie să nu se uzeze. Radule, tu mai vrei să vii în Oltenia? O să fie, păi nu vezi că te vorbesc... aștept la pod la Slatina, ai grijă. Vorbesc la persoana a treia, nu că noi suntem așa, de frică. Te aștept. Olteanul nu fură din perversitate sau din ură sau din viciu, din plăcere. Îmi plăcut portofelul ăla. Olteanul nu fură ca să aibă el mai mult, ca să ai tu mai puțin. Costică, știi că un oltean când îți cere o țigară, să nu te miri că o pune după ureche și îți cere o țigară după aia. Olteanul când își face cruce, el de fapt verifică dacă nu cumva ai furat răpălăria, cureaua, telefonul și portofelul. M-am mutat de câțiva ani în Azuga. La marginea orașului Azuga, de câteva luni s-a mutat o familie de olteni. Mă înțeleg bine cu ei, mă duc în fiecare weekend pe la ei să mă uit la televizorul meu, să mă plimb cu bicicleta mea. Noi, cei din Azuga, iubim foarte mult pe olteni, le-am făcut și o statuie care reprezintă o familie de olteni și două mâini care țineau de picioare cât am turnat ciment pe ei. Olteanul când se aduce la WC-ul public și cere femeia 2 lei pe hârtie igienică, îi dă. Pentru că la ieșire dă hârtia și cere garanția. Olteanul din Craiova, când a văzut el primul tramvai prin oraș, a sunat la gară. Dom'le, vă scăpă un pui de tren. Cum se strigă darul la nuntă, la olteni, ăla care strigă darul. Din partea lui Costică, 100, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 700 în total. Soarta a fost bună cu noi oltenii. Ne-a dat pe Mihai Viteazu, pe Amza Pelea, pe Mircea cel Bătrân, pe Brâncuș. La un moment dat soarta a obosit și ne-a dat pe Măruță, pe Bucălaie. La înmormântare în Oltenia se cheamă bocitoare profesioniste, ca să nu vadă nimeni că ăstora nu le pasă de mort. Și ăla jelesc acolo, vă dau exemple de... Bocete oltenești, scoală tată din sicriu să te uiți la el sidiu, de știam că oricum mori, nu mai dam bani la doctori. Și la tine, la cavou, chemam trupe să dea show, vindeam casa și plăteam pe Enceanu și Salam. Scoteam bani de la ciorap să-ți cânte brânciul la cap.
Fuego să te jelească, crucea să ți-o împodobească. Și vreau să închei cu un cântec care definește cel mai mult olteanul în sine. Acolo unde-i praz, mormane, hrănind miliarde de olteni, și unde vacile de foame își vând stăpânii pe coceni, acolo unde-s regi bronzați, ce-n palate mari trăiesc, și pe piram de ofticați cu sabia se hăcuiesc, acolo-i vai de mama mea și neamul meu cel oltenesc. Acolo eu să mor aș vrea, acolo n-am cum să trăiesc. Vă mulțumesc!